Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei. Vom face astăzi somon la cuptor și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de un filet de somon de aproximativ 1 kg, 200 de grame de roșii sherry, zeama de la o lămâie, coaja de la o lămâie, 2 linguri de muștar cu boabele întregi, 2 linguri de muștar Dijon, 4 linguri de ulei de măsline, câteva crenguțe de rozmarin, câteva crenguțe de cimbru și un praf de sare. Pentru început, voi face toppingul pentru somon. Acest topping va fi pus peste somon și băgat în cuptor. Voi începe cu muștarul, cel cu boabele întregi prima dată. Voi pune acum și muștarul Dijon. Sau puteți folosi orice fel de muștar vă place vouă. Voi pune și coaja de la lămâie. Un praf de sare. Nu foarte multă sare pentru că muștarul este și-l sărat. Am să pun și zeama de lămâie, zeama de la o lămâie. Voi pune puțin rozmarin. Am să rup de pe crenguță. Am să iau doar acele rozmarinului. Crenguțele nu le voi folosi pentru că sunt cam tari, sunt lemnoase. Eu am să pun cam 2 crenguțe de rozmarin. Proaspăt, puteți pune și rozmarin uscat. Am să pun și niște cimbru. Pentru cimbru, pur și simplu luați o crenguță și trageți în sensul invers al creșterii frunzurițelor. Pentru a lua frunzulițele și a rămâne doar cu tulpina. Am să mai pun încă puțin. La fel, invers. Am să pun și ulei de măsline. Am să mai opresc un pic pentru roșii la sfârșit și am să pornesc mixerul. Am un mixer vertical și aici un mini robot de bucătărie și voi mixa totul pentru a obține o pastă omogenă. Am obținut o pastă omogenă și foarte aromată din cauza ierburilor adăugate. Bineînțeles că puteți pune în această pastă orice fel de ingrediente vreți voi. Puteți pune usturoi, puteți pune pătrunjel, puteți înlocui orice ingredient de aici din această pastă. Urmează acum să întind pasta pe care am făcut-o mai devreme peste somon, dar înainte vreau să vă spun câteva cuvinte despre somon. În primul rând, trebuie să cumpărați un filet de somon proaspăt, care să aibă culoarea roz închis și să fie ferm la atingere. În al doilea rând, trebuie să aibă un miros plăcut și nu mirosul acela înțepător de pește. Am să condimentez fileul cu puțină sare, nu foarte multă pentru că am pus și în pastă. Apoi voi întinde pasta peste somon cu ajutorul unei linguri. Voi pune. Pasta trebuie să aibă această consistență, nu trebuie să fie nici foarte solidă, dar nici foarte lichidă încât să curgă de pe somon. Voi adăuga și niște roșii sherry pe lângă somon. Asta pentru a avea un pic de garnitură. Peste roșii voi pune puțină sare. Și foarte puțin ulei de măsline. Voi pune și câteva crenguțe de cimbru. Foarte puțin rozmarin. Și voi da somonul la cuptor la 190 de grade pentru 20-25 de minute sau până când somonul își schimbă culoarea. Somonul este gata, l-am lăsat la cuptor cam 20 de minute până când a devenit arămiv deasupra. Este foarte gustos, arată foarte bine, sper din suflet să-l încercați și voi. Se poate mânca atât fierbinte cât și călduț. Merge foarte, foarte bine cu roșiile din tavă sau alături de un sos de usturoi. Sper din suflet să-l încercați și să-mi spuneți părerea voastră. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și astăzi, vă doresc poftă bună, iar pentru mai multe rețete vă invit să accesați linkurile afișate pe ecran. La revedere!